Vă rog, în limita timpului de care dispunem, să ne faceți o prezentare despre Adrian Ciuncă, candidat PSD la Camera Deputaților. M-am născut într-o familie normală de timișeni, chiar la Timișoara m-am născut, în decembrie 88, fiind al treilea copil al părinților mei, după două fiice am venit și eu în coronarea. Băiatul. Și am crescut normal, sănătos, într-o familie cu oameni care s-au iubit și s-au înțeles, în primul rând, lucru care am putut să observ și să aplic la viața mea de zi cu zi, văzând modul în care tatăl meu a tratat-o pe mama mea și mama mea a tratat pe tatăl meu. După care am mers la o școală de cartier, dar o școală foarte bună. Visul meu a fost întotdeauna să ajung antreprenor, dar totuși, dacă n-aș fi ajuns antreprenor, mi-aș fi dorit să ajung procuror, dacă nu, măcar avocat. Nu mi-am dorit niciodată să ajung altceva decât aceste două joburi mi le-aș fi dorit.